sau dacă nu să facă plouă. Pentru că maghiarul este mereu așa. Aici, în această istorie, era o cruciuliță. Și acum ne ducem jos la note de subsol și o să vă spun ce însemna acea cruciuliță. La un moment dat, în această blestemată comună, a mai venit un brutar. Da? Din ce țară credeți că venise brutarul respectiv? Din Ungaria. El a ajuns la Ditru ca să facă pită și a devenit brutar șef. Nimeni în această comunitate n-a zis, vai, dar nenea ăla Pișta, nu știu cum, venit de la Szeged sau de la Gheor sau de la Peci sau de unde Dumnezeu venise el din Ungaria, pe nimeni n-a deranjat prezența lui. Numai pe considerente că acel nene vorbea ungurește ca toată lumea de acolo. Pentru că, să fie iertat, dar avem martori. Chiar și doamna Catalin spune. Și srilanchezii muncesc la fel de bine ca și etnicii maghiari și la fel de bine ca Pișta Baci, ăla care e șeful brutarilor din Ditro. Deci nu este problemă de muncă sau de nemuncă. Nu-i ca la Marius Lăcătuș, pe care îl făceau un chef pe sport roman, țigai, nu știu cum. Nu, nu. Ăștia nu sunt țigani din Sri Lanka. Dar n-au fost bine văzuți acolo pentru că nu vorbeau ungurește. Mă înțelegeți? Era greu să învețe limba maghiară, să ne ierte și cei de la CNCD. În 48 de ore, doi neni veniți din Sri Lanka. Era greu. Poate că o să învețe. Vor fi amenințați, bineînțeles. Dar ei s-au gândit, a fost o greșeală, mi-o asum eu în locul lor. Ei s-au gândit mai întâi să învețe brutărie. Și după aia ungurește. Se pare că a fost un calcul greșit. Trebuiau întâi să învețe limba maghiară. De preferință încă de când erau în Sri Lanka. Dacă vreau să vină să muncească, atenție, paradoxal, în România. Am discutat și eu, m-am întâlnit în Corsica în iarna asta cu un scriitor, fără să vreau. S-a prezentat el că era scriitor, stătea într-o cafenea și scria. Și eu la un moment dat am ajuns și povesteam cu chelnerița de acolo despre apropierea fantastică a limbii române cu limba corsicană. Ca și napoletana, corsicana este mult mai apropiată de limba română decât toate celelalte limbi latine. Dar e motivul simplu, nu inventăm noi acum America sau cum ar spune orca în apa caldă. Corsicana și napoletana s-au rupt din latina literară și au devenit niște limbi sălbatice, așa numită latină populară. Și atunci, evident că româna, care nu era o latină literară, că nici n-avea cum, că noi suntem departe de centrul Romei și eram departe de buricul pământului la vremea respectivă, am învățat de la cei care au colonizat Dacia o latină populară, evident. Da? Aia erau niște soldați până la urmă. Și atunci este firesc. Dar dacă te duci și vezi napoletana și corsicana, sunt niște limbi extraordinar, extraordinar de apropiate cu român. Ah, și mie îmi făcea plăcere să vorbesc cu chelnerița respectivă, care era corsicană 100%, despre cuvintele apropiate. De exemplu, în corsicană la luni se spune lunii, la marți se spune martii. Dar toate zilele săptămânii sunt identice cu româna. Joi se spune la joi, toate sunt la fel, mă. Da? Și ăla, scriitorul care ne tot auzea discutând, la un moment dat a intervenit și el și a zis, da, mai știți să spuneți la zilele săptămânii și în alte limbi? Și atunci ce a spus? Eu mai știu vreo 40 de limbi să spun zilele săptămânii. A devenit interesat ăla. Și a mai trecut în revistă câteva limbi. Franceza, spaniola, italiana, engleza, germana și alte câteva. Până când am ajuns la limba maghiară. Și i-am spus ăluia, cum se spune la joi în ungurește, Cütörtök. Ăla când a auzit, a zis, dar ce limbă e asta? N-a auzit nici. Și m-a întrebat, dom'le, dar stai puțin, tu ești latin sau ești ungur? Și zic, nu, sunt latin, dar știu și maghiară. A uitat așa un pic ciudat, pe care am explicat eu. Bă, știți că noi avem o frontieră și o prietenie de asta seculară cu maghiare. Și ne-a foarte interesat, mi-a lăsat și cartea lui de vizită. Era un om de ăsta care învăța, preda folclorul, nu era el la curent, sigur, cu etnicii maghiari din Ditră, dar poate că la un moment dat o să-l pune la curent. Deci asta doar așa, ca o paranteză. Acolo, dacă te-ai fi dus, începeai să vorbești în Corsica, ăia credeau că ești de la ei. Adică vorbind în românește acolo, ăia, corsicanii, Sadea,
Noi a venit din continent, aproape că vorbeai corsican. Deci fenomenal de apropiat, într-adevăr, româna de limbi asta. Nu-i cazul sigur și cu maghiarii, că când i-au auzit pe ăștia în dialectele srilancheze, evident că și-au dat seama că vor să le ia obiceiurile și... Asta mi s-a părut absolut extraordinară, că dincolo de ideea asta că sunt migranți, nu sunt migranți, au fost angajați cu forme legale. Deci trebuie să o spunem, ei sunt cetățeni srilanchezi, dar care au drept de muncă în România, oferit de statul român. Sunt absolut în condiții de legalitate în România, atât timp cât nu le expiră permisul de muncă. Nu știm pentru cât timp au permis. Dar atât timp cât îl au, au dreptul să facă ce vor. Și ăștia au zis că pentru ei marea problemă este ca obiceiurile lor culturale să nu fie călcate în picioare de doi cetățeni veniți din altă parte. Și vă dați seama că treaba e mult mai serioasă decât credeam noi. Noi ziceam că dacă mai există și un post de televiziune în limba română în județul Harghita, n-ar fi o dramă. Ni s-a răspuns atunci că, ba da, este o dramă. Și de asta nu există niciun post care se... Nu există niciun post. Deci dacă vă duceți mâine la Ditro, nu există nicio televiziune în limba română acolo. Da? Niciun cetățean nu are în memoria televizorului, sigur, sunt televizoare vechi, televizoare cu lămb, televizoare cu lămb, cu petrol, cu ce mai merg ele, da? Pe vremea lui Pazvan Tichior, dar nu există niciun televizor care să aibă în memoria lui multă sau puțină niciun post românesc. După aia, nu există niciun ziar în Ditro în limba română. Nu există nicio publicație de niciun fel în limba română, deși această comună este pe teritoriul României 100%. Nu se învecinează cu altă țară. Deci nu este vreo Ventimiglia, da, să spui că e pe frontieră, da? Nu este vreo localitate de asta să spui, bă, e normal așa. Da, cum sunt ăia în Franța și în Belgia, că povestea unul cum își muta antena într-o parte în alta și prindea, când îi muta așa, îi prindea pe Belgie, îi muta așa, prindea pe francezi, unul care stă, are casa jumătate în Franța, jumătate în Belgia. Nu e o glumă asta ce vă spun eu. Nu e o emisiune de glume tâmpite asta. El prindea cu antena, făcând așa, posturile alea de terestre, TNT-ul. Dar care nu se captează cu satelitul sau cu cablu, se captează cu antenă de aia, RATO, adică antena aia de, pe care aveam și noi pe vremuri, pe bloc. Și atunci el, dacă orienta în stânga, era în Franța antena. Dacă orienta, a avut probleme, l-au amendat. L-au amendat francezii, o mare, o să iasă ca aia cu cocoșul, Moris. Va da în judecată cum a făcut cocoșul ăla și a câștigat. Avea dreptul să cânte. Da? Ridicolul nu ucide în ziua de astăzi. Deci a fost dat în judecată, da? Pentru că el era pe teritoriul Belgiei și folosea TNT-ul francez fără abonament. Adică nu-l declarase. Poți să-l folosești. Am și explicat de nu știu câte ori chestiunea asta. Să cumpără așa un fel de boatie din ăla, o cutiuță, o bagi în televizor și poți să captezi la mascheriul francez. Dar pentru că el nu declarase și trăia pe teritoriul belgian, a luat amendă. Deci acum se duce la tribunal să spună că el are jumătate din casă. Deci este exact ce le trebuia occidentalilor. Știți cât e dosarul ăsta? Uite atâta. Deci birocrația este cât casa. Eu o să spună, da, domnule, dar într-adevăr aveți casa jumate-jumate. Dar unde este ea înregistrată? În ce țară plătiți dumneavoastră impozite? Și nu o să mai iasă din asta niciodată. Deci pentru că se uita la televizor. E, asta vreau să vă spun. La Ditro este România din toate celelalte părți. Este o oază de românism în centrul României. Bine, politicienilor de la București și ăștia buzilă de la PNL Miercurea Ciuc, nu așa trebuia să acționați. Da? Duceți-vă, bateți la ușă, descălțați-vă, cereți voie să intrați acolo, cereți-vă scuze în numele poporului român că v-ați bătut joc de toți românii care de-a lungul istoriei au plecat din comunele alea pentru că nu mai răzbeau, nu mai puteau. Plângeau seara sub plapumă ca să nu fie auziți, că erau bătuți dacă îi auzea cineva că plâng în românește. Au plecat de acolo și v-au lăsat pe voi. Și acum ați venit voi ca să nu vă dea Uniunea Europeană amendă, că într-adevăr o ia pentru asta sară, nu pentru nedreptăți. Da? Nu contează că ai probleme la serviciu, sau ai probleme acasă, sau ai probleme pe stradă. E asta cu rasismul, cu xenofobismul. Și atunci... ai noștri, da, cei care ne conduc politica de stat, au sărit imediat să dezmintă cu fermitate, a zis PSD-ul. Ce a făcut PSD-ul pentru românii din Harghita?
Nimic. Cu ce fermitate? E, vedeți că ea sunt la ei acasă, acolo. Și o să facă un scandal monstruos și o să câștige ei. Pentru că se va considera că sunt o minoritate și că au fost, ați văzut cum urlă. Deocamdată UDMR-ul n-a intervenit, că mai așteaptă și el să se coacă știrea. Pâinea și cu știrea. Da? Deci sunteți toți niște papagali, ăștia care acum vă dați, auleu, dar nu se poate așa ceva, a zis PNL-ul. La noi în țară, noi care suntem așa ospitalieri și noi care ne ducem și muncim în toate țările, cum să nu-i primim pe unii? Vă vedeți că ați neglijat niște aspecte. Când vorbeam eu despre ele la televizor, da, închidea lumea televizorul și mă înjura unii pe la alte posturi. Situația acolo este mult mai gravă decât am apucat noi să o vorbim. Noi n-am avut timp, da? Nu puteam să o dezvoltăm, că noi le plăteam amenziile. De data asta n-am comis per niciun delict, am prezentat situația fix așa cum este, da? Evident și cu unghiul nu favorabil, dar de luat în seamă, da? Pentru că, încă o dată, din partea maghiară, lucrurile așa sunt văzute. Deci nimeni la Budapesta, de exemplu, nu va considera că un cetățean de acolo nu este în legitimă apărare, să-i scoată pe aia cu șut afară. Când vii într-o comună locuită de cetățeni maghiari, ești dat afară cu șut și nu ți se poate întâmpla nimic. Atenție! Așa văd, nu i-a întrebat un oficial de la Budapesta, să vedeți, le dă dreptate srilanchezilor. Deci ei au muncit, n-au furat, au se duceau seara, se culcau cu găinile, dimineața veneau la muncă, erau primii la muncă, făceau cea mai multă pâine în sat. Nu se poate. Dacă nu vorbesc ungurești de dimineața până seara și nu sunt ungur ca ăla, brutarul ăla, pișta ăla care a venit și a și preluat brutăria, așa, nu se poate. Puteau să vină din orice țară. Deci încă o dată, noi care trăim aici, eu care trăiesc, nu politicienii, nu trăiesc aici, trebuie să luăm în calcul și această specificitate, pentru că, din păcate, nu ne putem muta din secolul 21 în alt secol. Și atunci trebuie să luăm în calcul că așa va fi mereu și că dacă nu ne convine, tot n-avem ce să facem. Pentru că nimeni niciodată nu va reuși să pună cu botul pe labe acolo situația de tipul ăsta. Da? Ăia vor veni și vor pleca. La un moment dat așa se va termina. Srilanchezii și nepalezii vor pleca în altă zonă a României, să știți că nu cu ranchiună. Ei în țările alea nu sunt ca în Ungaria. Un srilanchez dat afară, scuipat între ochi, pentru faptul că n-a vorbit în ungurește într-un sat din România, nu ne va purta pică. S-ar putea ca să existe o solidaritate de asta cretină românească și să ia niște nemțeni, niște băcăoani, niște vrânceni, niște buzoieni. Mă zic și eu, este posibil să aud acum de scandalul ăsta și vreun județ de ăsta să îi zice, haideți domnule la noi să ne faceți nouă pâine. Aia se vor duce, după ce la un moment dat poate vor avea o clipă de ezitare, dar se vor duce și acolo tot cu sâmbetul până la urechi vor fi și vor spune că România a doua lor casă, că vor și aduce și rudele în vacanță, că dacă se poate să vor muta acolo, la marginea Bacăului, în niște corturi, că ei se simt aici minunat, că vor munci și că asta e țara lor. Și că ei au învățat deja românește, o să scrie Tolontan, când se va duce și libertatea peste 2 săptămâni. Cumva după ce termină asta cu spitalele, se duc acolo. Și o să vedeți că până ajunge Tolontan cu echipa lui, ei știu românește. Nu o să poarte pică, nu o să poarte pice nici României și nici Ungariei. Eu nu știu ei de Ungaria, dar nici satul ăla. Deci asta este diferența, așa e făcută planeta. Aia nu sunt revanșarzi, nu ne vor urmări toată viața. Doar aia din Ditro îi vor ține minte încă un secol jumate. Pe srilanchezi și pe românii care, eu de exemplu, care le-am ținut apărarea chipurile srilanchezilor. Noi vom fi beliți și trași într-adevăr pe rugul ăsta, că de ce am intervenit? Adică n-ai voie nici măcar să aduci vorba. Eu cu atât am prezentat absolut obiectiv, doar că nu sunt la o emisiune de știri și am prezentat-o mai detașat, mai casual. Dar în rest am prezentat lucrurile exact așa cum sunt. Nu este bine văzut. Da? Ar trebui să taci și să-i lași pe ei să-și facă. Păi, i-ar fi tăiat cu securea, probabil. Într-un anonimat din ăsta și vă spun eu că nu se ducea nici libertatea. Dacă se întâmpla așa, că nu-i primeau ăia și ăștia o lăsau mai moale ca să nu iasă scandalul cât casa, că da, trăim cu toții în același continent. Deci asta este situația, altfel fabuloasă, altfel este de cascadorii râsului în orice caz. Dar pe de altă parte nu-i rău,
Pentru că cine știe, poate tipul ăsta de muncitor din îndepărtata Asie, că nu vin din Asia Mică, vin din Asia de Sud, vin din Asia Centrală, poate la un moment dat o să prindă curaj ăia din fostele republici sovietice socialiste din mijlocul Asiei, un tajic, vreun turcmen, cine știe, poate la un moment dat. Deocamdată nu vin, că atât sunt ăștia. Sri Lanka și Nepalul vin la noi și vin de prin Africa, Rwanda, am înțeles, sunt deja, sper să vină și din Burundi, sper să devenim într-adevăr și noi un loc, un lieu d'accueil dintre ăsta. Dacă nu putem cu spitalele, dacă nu putem cu turismul, măcar cu brutăriile, să fim o gazdă interesantă, pentru că ăștia sunt mai serioși decât noi și mai ambițioși. Și noi am fi mai ambițioși dacă ne aducem străinătate. Și cred că mulți români sunt mai ambițioși decât localnicii când se